Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Rusty Lake Hotel, unde astăzi vom scăpa de ultimii noștri oaspeți, adică de domnul Porc Mistreț sau ceva de genul și doamna Fazan. Însă în episodul anterior am scăpat de iepurele ăla și de porumbel și porumbelul, dacă mai țineți voi bine minte, avea în mână un pahar de vin alb. Și după ce omori porumbelul, unde stătea ea, dânsa, îi rămânea paharul. Și am uitat să iau paharul. Și acum nu avem cum să facem rost de toate ingredientele. Deci la mâncarea aceasta o să avem doar două stele, din păcate. Însă asta este. Hai să mergem mai departe. Eu sunt tare curios la finalul jocului, după ce scăpăm de fazan și de porcul mistres, cine mai mănâncă mâncarea, corect? Habar n-am, hai să aflăm. Ăsta ne zice să mă duc la oaspeți. Go and see if you can help the guests in their room. Deci nu e ce nimic special, nimic specific. I need some fresh meat tomorrow. Desigur că ăsta vrea numai cărniță. Să-i aducem cărniță după cărniță. Am mâncat, mamă, carne de cerb, de iepure. Urmează să mănânce și de fazan. Nu înțeleg. Aici avem toate cheile, nu? Asta e să mă uit o dată. Da, avem cheia 1. Vreau că aici vine 1. Vine 1, 2, nu sunt în ordine. Ciudat, ok. Hai să chemăm iarăși liftul. A rămas deja. Perfect, hai să urcăm la etaj. Nu știu exact la ce etaj e. Ok, dacă n-ați urmărit episodul anterior, v-am spus, am omorât iepurele și porumbelul. Însă am intrat într-o cameră greșită în episodul anterior și a trebuit să resetez progresul și să încep de la zero. Minunat, știu, nu? Mi se pare că asta e camera. Chiar și la începutul jocului ne-am stat aici prima dată, parcă. Doamna Fazan. Hai să vedem cu doamna Fazan. Asta mi se pare ciudat, eu nu pot să ieși din cameră. Adică odată ce intra, trebuie să rezolvi neapărat puzzle dacă vrei să mai ieși. Hai să vedem ce face doamna Fazan. Știți că ea ne zicea mereu că o să ne vedem la, era să zic expoziția, la ședința ei foto. Uite, aceasta este ședința foto. Please take my picture. Cu siguranță o să-ți facem niște pozici. Sunt curios cum o să o omorâm. Pentru că ea pare așa mai elegantă, știi? Ok. Avem aici treaba aceasta, fundalul, da? Ok. Lămpi. Ok, plante, ok. Hai să mergem mai departe. Opa, am găsit ceva. Photo liquid. Oh. Ce naiba e asta? Un joc de păpuși. Ok, nu momentan aparent. Aici ce? Oh, ok, trebuie să ghicim ceasul, ora. Oh, perfect. Time. Ok, asta e cumva un joc de cuvinte, pentru că asta e time și aici e tot time. Ok. Lady in Blue, Mr. Crow și Mr. Owl. Interesant, nu știu ce sunt astea. Sertare. Opa, am văzut ceva acolo. Deschide, deschide. Ce facem să mai deschide? Cred că trebuie să-l... ok. Trebuie să le deschizi, să le închizi pe rând. Asta e o... Aha, e o căsuță de aia, căsuță, doamne, cutie de aia muzicală, sau cum trebuie să se numește. Ce e asta? Rusty Lake Theater presents Sunday 8th August. The Memories of the Lake. Featuring Mrs. Pheasant as the Lady in Blue, Mrs. Pheasant as Mr. Crow. Deci noi trebuie să o... trebuie să o îmbrăcăm. Și să... Ok, trebuie să găsim niște haine sau ceva de genul. Ca să poată să-l reprezinte pe Mr. Owl și cine mai... deci facem poza. Zâmbește! Something is missing. Am înțeles. Aici ce... ok. Nu știu ce e asta. Pe ușiță nu putem să ieșim. Hai să vedem. Nu. Sertar. Chibrit. Ok. Bă, că nu mai pot să-l deschid, trebuie să le deschid în ordine. Un brush. Magnifying glass. Mamă, câte item, ești nebun. Locked. De obicei, cred că până acum toate sertarele pe care le-am deschis în chestia de asta, în dulap de asta, erau numai la ultimul sertar. Acum văd că au fost mai multe. Interesant. Ceva așa. Alte tablouri. Cred că o să punem cumva pozele în tablou sau ceva de genul? Habar n-am. Oare vine aici cheia sau? Locked. Trebuie să găsim unde vine cheia asta. Avem aici un cod, văd. Nu știu ce reprezintă. Nu o să mai ce trebuie să fac. S-a spus, aici. Pălărie. Asta pare că se potrivește deja.
Ok. Și s-a prins o lampă. Nu cred că merge să-i facem po- Something is missing. Cred că știu. Stați o secundă. Photo liquid, dry glass plate. Cred că pune lichidul aici și apoi geamul. Wet glass plate. Aha, și acum ne ducem unde e? Pa, 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 așa. Și ăsta e. Poza? I'm not ready yet. Ok, doamnă Fazan, și ar fi să fii gata. Lipsește? Cred că știu ce lipsește. Oh! Stai. Cred că trebuie să aprindă ambele lămpi. Asta înseamnă că atunci că e, mă rog, e gata. Cred că are legătură cu chestia asta. Mr. Crow, Lady in Blue. Cine e asta? Cui a fost mâna aia, sunt curios. Ah, cred că... Aha, și așa desenăm. Mi-aduce aminte de Rusty Lake Paradise, când trebuia să desenăm pe fața fetei alea, mai țineți minte? Și acum cred că desenăm, dar dați-mi o secundă, voie să mă uit odată. Deci, aha... Ok, hai să ne ducem înapoi. O desenăm pe asta pe față, pe doamna Fazan. Deci vine ceva în genul ăsta. Mi-aduce oarecum aminte de steagul Angliei. Noi că nu arată așa, e. În fine, înțelegeți? Și acum s-au aprins ambele lămpi. Steagul Angliei e într-o parte, nu-i așa? Hai să... Știți ce mi se pare ciudat? Ar fi putut de aici, da? Vedeți mouse-ul? Da, se vede. Să fie o săgeată aici, în spate. Și pentru că dacă noi ne ducem la dreapta, înțelegeți cum funcționează camera? Deci, practic, acum ne-am întors. Nu ne-am dus la stânga sau la dreapta, s-a întors pur și simplu camera. Dacă ar fi fost o săgeată în spate să ne ducă înapoi aici, ar fi fost mult mai simplu. Mă rog, hai să vedem. Deci acum cred că merge. Pozică, zâmbește! Poftim? Ce nebea asta? Oh, și sunt simbolurile. Cerc, triunghi și un S. Ok, asta e straniu. Și oare pot să văd poza? Wet glass plate. Ok. Mai ține cineva minte ce era? Cerc? Nu era deja triunghi. Și S. Bine, știu că nu e un triunghi, e ca un fel de săgeată, dar înțelegeți voi. Oh, o mască, crow mask. Și acum trebuie să o deghizăm în... Ok, acum trebuie să facem fundalul, Mr. Crow. Facem cele două linii. Pac. Să vină frumos el așa. Perfect. Aproape perfectă linia asta. Bun, și trebuie să mai facem ceva. Îi dăm masca? Ține asta? Pot să mut itemele oare? Aha, aia. Asta vreau să spun că ne mai trebuie momentan. S-au aprins ambele lumini? A, gata? Băi, ești nebun, ce rapid. Putem să facem iar poza? Zâmbește! Boing! Oh, e Mr. Crow! Tipul de la recepție. Nu e rău. Foto, așa. Stați că poza o punem pe aici pe undeva. Habar n-am dacă trebuie să le punem în ordine sau ceva de genul. Văd că nu le mai pot scoate, deci probabil acolo trebuie să vină. Și ultima ce înseamnă? Mr. Owl. Domnul Bovniță, care domnul Bovniță, cred că eram noi. Aici nu avem cheia de acolo. Trebuie să mă gândesc. Aici ne lipsește, ne trebuie o cheie aici. Ia, mai zice ceva? Please take my picture. Doamnă Fazane, nu sunteți gata ca să vă facem poză? Oh, trebuie să fie ceva cu ora. Am ghicit, dar unde ne arată ora? Ha, cred că aici știu. Oh, știu, aici ne arăta ora. Ne zicea... Nu, era 8 august, nu era ora. The memories of the lake. Seats may be booked at the box office. Cred că știu. Asta, vedeți? Deci ne-au... prima poză, primul tablou sau ce era, ne-a dat niște indicații despre cutia asta de aici. Acum asta ne dă altă indicație, ne arată ceasul. Cred că e 3 jumate ceasul sau? Oh, era pus bine. Ding dong! Small rolling pin. Cred că vine aici. Ah, sunt păpuși de alea care se bat, acum înțeleg. Wow! Cum în cap pe asta aici?
Acum nu cred că mai e o luptă prea... RIP! Oh, cine e bă aia? Small Torch. Ah, pentru asta era chibritul. I-a dat foc! Cheița! Aia era, mă, ok. Acum suntem pe drumul cel bun. Deschide cu cheița. Poftim? Oh, e în partea cealaltă. Da, e asta. Poftim? Nu, așa. Perfect, deci avem Owl Mask. Trebuie să facem un W. Ok, nu e nicio problemă. Facem și W-ul, dăm voie. Hai să vedem. Deci, o să avem ceva de genul ăsta. S-a îndoit aici, din păcate, n-are nimic. Sunt curios ce sistem folosesc ei ca să recunoască, cum desenezi o formă exactă. Dar interesant, ok. Ține masca asta, zâmbește, fă-te frumoasă. Unde s-a prins doar una, ceva lipsește. Că tot vorbeam de sistemul acesta, cred că am greșit desenul, pentru că m-am uitat aici de un miliard de ori, m-am dus în fiecare cameră și nu îmi dau seama ce lipsește. Deci am făcut W-ul greșit, cred? Aha! Ok, deci nu făcusem W-ul greșit. Băi, și mi-am stors creierul aici când nu știam ce-am... Ce lipsește? O fi ok. Nu era nimic. Ok, las-o să fac poza acum. Perfect. Deci, într-adevăr, dacă... Mr. Owl. Dar asta cred că e caracterul nostru sau ceva. Nu avem... Caracterul nostru are legătură cu tipul ăsta, cumva. Nu știu exact cum. Bun. Și ăsta mi se pare că are hotelul, corect? Mr. Owl? Bun. Hai să ne ducem înapoi și să-l punem aici. Steie aici. Cum se zice? Oh, avem ceva. Ce e asta? Un fel de M ceva? Cred că... Stai o secundă. Nu știu ce fac cu acest magnifying glass. Cred că ne arată semnele pe care să le punem aici. Și venea într-un zigzag, dar n-am văzut foarte bine. Pot să mă uit mai bine? Încă de trebuie cheia asta de aici. Eu chiar sunt greu de cap. Normal că lupa aceasta o folosesc aici. Și vine... Aha, aha. 1, 1. Perfect. Hai să facem. La cutiuța muzicală. Dăm coace. Foicică. Deci vine... În genul acesta. Stați puțin că am greșit. Deci vine așa, așa. Așa și așa. Și acum cred că punem și să vedem dacă am zis bine. Foarte frumos și miraculos. Dă cheița la băiatul și hai să vedem ce se află înăuntru. Ta-da! Un pistol? Wow! Ok, credeți că vom face ce... Cred eu că o să facem? Ok, asta a luat o întorsătură foarte ciudată. Something is missing. De ce? De ce s-a sinucis? Nu mai înțeleg nimic. Și ne lipsește vinul alb, v-am spus, pentru că trebuia să-l iau după ce am omorât... Nu papagalul, după ce am omorât acel pigeon, care iar nu-mi vine minte cum se traduce în română, porumbel. După ce am omorât porumbița, trebuia să luăm vinul alb și eu nu am știut. Era, și m-am uitat înapoi pe episod. A, bă, da, uite-l! Oh, deci presupun că ți-l dă și după, în caz că l-ai ratat. Interesant, pentru că m-am uitat pe episod și era fix aici paharul, știi? Și am trecut peste, am făcut cina și după aia, la început episodului acesta, nu mai era aici. Deci nu cred că apare... Ah, nu cred că apare pe timp de noapte, cred că asta e. Interesant. Deci avem toate... Hei, tu urmezi. I'm so hungry. Ok. Sunt curios cine o să te mănânce pe tine, pentru că nu o să mai rămână niciun oaspete. Poate te mănânce domnul... Poate te mănâncă domnul... Crowd aici, care dacă știi cum se și traduce crowd în engleză în română, cioară. Do you... Are you sure to cook? Ok. Hai să vedem. Avem toate ingredientele. Tipul ăsta are iar cărniță, e iar fericit. Ia uitați cum scoate limba. Așa scoate și voi limba când mâncați. De nerăbdare? Perfect. A patra, cină. Nu ți se pare ceva suspect aici? Ai mereu azor, tu. Unde ne-a dispărut toată lumea? Nu-l interesează.
Ce zice, bă, poate nu le e foame, mănânc doar eu. Da. Deci, practic, ăsta a fost cel mai norocos, pentru că a rămas să mănânce câte puțin din fiecare oaspete. Ok, nu zicem nimic. Vine iar noaptea. Ce ne mai așteaptă și aici? Click to continue. The lobby. Broscuța ce mai face? I need some fresh meat tomorrow. Bă, da, măcelar ești, non-stop vrei cărnițe, ești nebun, chiar că mă pui să omori și cioara să o mănânci. Bun, hai să mergem să vedem care e șmechirea. Deci astăzi o să gătim, ia să vedem, wild boar ribs in red wine. Deci coaste, costițe cred că sunt, de porc de la mistreț, îmbăiate în vin roșu cu, cu roșii. Nu știu, pentru motiv sau altul, e așa ciudată engleza, adică știu, în mintea mea știu ce înseamnă cuvântul, dar îmi vine puțin dificil să-l traduc motamo. În fine, hai să vedem. Deci, ce zice asta? Miau și ție. Haideți să coborăm și noi liftul și să mergem la porcul mistreț. De asemenea, dacă încă vă mai uitați la episod, uitați să apăsați și butonașul acela de like, pentru că îmi place și mie când vă place și vouă un episod și apăsați butonașul acela acolo și îl zdrobiți, cum ziceam pe vremuri. Haideți să zdrobim butonul de like. Ok, a fost puțin cam strânjenitor. Hai să vedem. Mi se pare că aici era... Habar, n-am unde era. Cred că e la etaj. În spate mi se pare că... În spate mi se pare că era porumbelul. Sau nu, mi se pare că în spate a fost iepurele și aici era porumbelul, porumbița. Ok. Stai puțin că nu mai știm camera, băieți. Aici că n-am fost niciodată. Private. Wow. Camera privată? Poate e camera noastră. Nu, era la... Oh, era la etajul 1 înseamnă. Ha. Ok, m-am înșelat total, băieți. M-am înșelat total. Aici ești? Bun. Ce mai faci tu, domnule porc mistreț? Bă, lasă-mă. Bring me a sandwich. Ok, o să-ți aducem și un sandwich. Ce n-ai avea asta? Ok. Ce e asta? Candle. Oh, doamne. Mi-aduce aminte de... Îmi vine în minte, de fapt, să-i pui aici un ciorchin de ăla de struguri, știi? Să caște gura și să cadă așa din... Ok. Bun, hai să vedem. Ce e asta? Boar shit. Ok. Excrementele domnului porc mistreț, ca să nu vorbim urât, deoarece cred că sunt și persoane care mănâncă și se uită la episod. Ce e asta? Ok, o să ținem minte puțin mai târziu. Oh. Să-i facem sandwich. Varză. Sunt sigur că nimeni n-ar vrea să mănânce varză într-un sandwich care a fost luată dintr-un sertar, dar mă rog. Chibrit. Am înțeles. Ce ne facem aici? Cred, ok, cred că e altceva. Nu cred că trebuie să repet ce fac ele. Cred că trebuie să ghicesc ordinea, adică să ghicesc ce mai mult să urmează să cânte. Nu-mi dau seama, e puțin ciudat. Deci asta, asta, asta și apoi asta din mijloc și asta din stânga. Și acum dreapta? Au bătut toate? Ah, și a ieșit capul. Deci, inițial am crezut că bat ele și apoi eu trebuie să dau tot click pe ele și să ghicesc sau să imit practic de câte ori bat, dar nu, a trebuit să ghicesc ordinea. Ok, presupun. Ceva hârtie igienică, pe ușă nu putem să ieșim. Și aici e simbolul ăla, asta e puțin. Hai să rezolvăm puzzle-ul. Deci sunt... 2 cu 2, 4, 5, 6 albastre, restul roșii. Ia să vedem. Cum funcționează chestia asta? Ah, oh, cred că știu. Aha, le schimbăm. Schimbăm alea roșii cu albastre. Ok. Și trebuie să aducem albastru de jos sus. Perfect. Aha, și ne-a dat ceva. Opium pipe. Ia să caut pe Google ce o fi opium. Este o substanță toxică cu proprietăți narcotice extrasă din capsulele unor specii de mac și întrebuințată ca somnifer, calmant, analgezic și stupefiant. Deci e ceva... Ok, putem să-l otrăvim cu chestia asta sau nu? Cred că e ceva care se fumează ca să se calmeze nebunii aia și chestii trestii. Nu cred că l-omorâm cu asta? Sau cine știe? Hai să vedem. Continuăm.
A fost frumos. Opium. Oh, ok. Ce asta? Dear Mr. Ambassador, I was informed by our mutual friend about your addictions and anxieties. I want to invite you to Rusty Lake, our excellent mental health and fishing facilities will give you some rest. Yours sincerely, Mr. Owl. Huh. Dear Mr. Ambassador. Ok, deci, nu înțeleg, către cine e scrisoarea asta? Este ok, porcul ăsta e cumva ambasador și asta e invitația trimisă de către noi, de către Mr. Owl, către el, că îl invită să stea la hotelul nostru ca să se relaxeze. Practic, pe scurt, pentru că în urmă puneți să și traduc, pentru că nu toți știți engleză. Ce naiba asta? Too dark, ne trebuie ceva lumină. Nu merge să dăm foc. Ok, bun, interesant, deci ăsta e ambasador. Așa îmbrăcat pare că e... are o funcție respectabilă. Bun, o să-l calmăm noi de tot. Asta cu siguranță știm. Bring me a sandwich. Ok. Ce naiba? Poate să-i fac un sandwich? Sunt tare curios. Asta e pâine, da? Punem varză. Merge să-i pui rahat în sandwich? Poftim? Îi dăm un sandwich cu rahat. Îmi pare rău pentru cei care mănâncă și uită la videoclip. Sper că nu v-am scârbit. Finally. Eu, e dezgustător. Cred că știm cu toți unde s-a dus. Poate vrei niște hârtie igienică? Ok. Nu mă așteptam să fie așa dezgustător. Bun, ce trebuie să facem? Cred că trebuie să iau asta. Trebuie să luăm asta cumva și nu știu cum. Cu siguranță nu cu varză. Putem să-i dăm să fumeze? Wow, opium. Fii atent la nebun că fumează. Cum luăm noi? Adică pare că trebuie să luăm chestia aia. Ne lipsește ceva. Oh, știu. Aici trebuie cu... și trebuie albastru pe o parte. M-am prins, măi, băieți. Bă, dar cine mi-e fumul ăsta? Bă, deschide ușa. What? Cum am ajuns aici? Eram în camera unui hotel. Am ajuns în pădure, am ajuns în Rusty Lake Paradise. Ok. Ce n-a... Wow, am văzut pe cineva. Ce ne bă cauți tu aici în pădure? You know what to do? Oh, doamne. Îi tăiem beregata? Nah, nu e chiar așa ușor. Bun, hai să mutăm astea. Deci trebuie să vină albastru pe o parte. Cred că... Stai. Cred că așa vine, după aia... Un ciocan! Ce ne va fac cu ciocanul, totuși? Dăm asta jos? Nu putem să o ridicăm? Cred că știu. Ok, nu știu dacă o să mai aibă încredere în noi, dar... Oh, doamne, iar îi face sandwich cu rahat în el. Oare merge să-i pun doar rahat un sandwich? Hai să ne batem joc chiar de tare. Unde a dispărut? Da. Imaginează doar sandwich-ul ăla de dezgustător trebuie să fie. Cred că dacă nu-i ducem hârtie igienică, o să rămână la toaletă. Avem nevoie ca el să plece? Aha, ca să putem să lăsăm asta în jos, corect. Nu! God damn it! Credeam că poate să lasă și mai jos și se prinde de el sau ceva de genul. Oh, și eu care credeam că poate îi dăm ceva de mâncare cu chestia asta. Ok, asta e foarte straniu. Hai să ne întorcem la el și să-i dăm... Trebuia efectiv să fac stânga în loc să mă duc de două ori. Trebuia să fac dreapta în loc să mă duc de două ori stânga. Ok, fă-ți treaba și acum apare la loc.
Și... RIP! Oh, no! Ne trebuie un cuțit sau ceva. Oh, poate să tai... Ah! Ok, m-am prins. Oh, asta e cam macabru. Wild boar, ribs in red wine. Ah, dar n-am găsit astea. Red wine și tomatoes. Huh. N-am găsit ingredientele... secrete. Rip. The lobby. Hai să vedem. You are not allowed to visit the rooms... Așa... Oh, aici era vinul, dar nu știu... Huh. Roșiile. Eh, presupun că nu mai contează și așa n-are cine să mănânce. We have to prepare today's dinner. Ok, ok, am dat click. Bă, n-avem toate ingredientele, dar... Mă rog. Ne descurcăm și așa. Ceva vin, ceva cărniță, fără salată. A cincea masă. You should bring this last dinner to Mr. Owl. Ah, deci nu suntem noi Mr. Owl. Să-i ducem lui. Oh, cred că el stă în camera privată. O să... Nu o să-l satisfacem așa tare pe domnul Buvniță, pentru că nu avem toate ingredientele. Go and see Mr. Owl in his room. Oh. Ăsta e. Interesant. La etajul 2, te rog. Sunteți nerăbdători? Să vedem. Și eu sunt. Private. Astea sunt craniile tuturor, cred. Oh my god, da, astea iepurele. Asta e macabru? There we are. The last dinner. The last dinner. Thank you for all the memories. The lake will be grateful. Take a look at the black cubes, would you? The black cubes. Huh, asta l-am mai văzut în Rusty Lake Paradise. Ok. Nu știu ce semnifică cuburile acestea negre în jocuri, dar ați văzut că dacă recută doar cuburi în Rusty Lake Paradise, ca să terminăm nivelul, trebuia să obținem cubul negru. Interesant. Iepurele, cred că e asta. Ah, cred că sunt cerbu. Asta e porcul mistreț. Ah, ok. The memories are not only the key to the past, but also to the future. Okay. Have a look. Have a look. Lift. Cine mai ești ăsta? Hai să așteptăm atunci. Oh, vine de dedesubt. To be continued? Thank you for playing Rusty Lake Hotel. The story of Rusty Lake continues. So follow us on social media or subscribe to our newsletter. Did you get all the stars? Win a secret code. Ah, n-am luat toate stelele, cred. Yeah, your stars. N-am avut roșiile aici. Secret Rusty Lake Specialty. Hmm. Cine bă fi asta? Cine era tipul de la finalul jocului? Cineva care urca de sub pământ în hotel. Mai este într-adevăr un joc? Deci am avut Rusty Lake Paradise, care e ultimul joc din serie pe care l-am terminat. Rusty Lake Hotel, care este primul joc din serie, nu ultimul. Și Rusty Lake, nu știu cum se numește, care este intermediarul, este la mijlocul seriei și care este continuarea acestui joc. Dacă doriți și v-a plăcut seria de Rusty Lake Hotel, dar din ce mi-ați zis voi prin comentarii, cu siguranță v-a plăcut, putem să jucăm și jocul următor. Cred că va fi interesant. Chiar dacă jocul a fost vechi, Rusty Lake Hotel nu a fost rău. Adică, într-adevăr, mi-a plăcut.
graficile n-au fost rele, povestea n-a fost rea, adică nu povestea, a fost interesant, interesante puzzle-urile. Din poveste n-am înțeles prea multe, adică noi lucrăm pentru Mr. Owl la hotel, poate eu eram ăla la final, de la final jocului, deci noi lucrăm pentru domnul Bufniță la hotelul lui, ne vin niște oaspeți, cărora cred că li s-a promis că se vor relaxa aici sau ceva de genul, și efectiv omorâm oaspete după oaspete. Din nou, mă duce cu gândul că oaspeții știau că vor fi omorâți, adică nu înțeleg de ce, de exemplu, fazanul s-a omorât singur și a pus pistolul și s-a împușcat. Adică majoritatea dintre ei ne-au lăsat să-i omorâm. Dacă era să-i omorâm noi fără să vrea ei, cu siguranță s-ar fi opus, corect? Dar n-a fost nicio problemă cu niciunul din ei. N-am înțeles foarte, foarte bine povestea, dar într-adevăr m-am distrat jucându-mă jocul, adică mi-a făcut plăcere. Eu sper că v-a plăcut și vouă, sau v-a făcut și vouă plăcere să vă uitați. Nu uitați să lăsați butonul acela de like și să-mi spuneți în comentarii dacă mai doriți să continuăm cu seria aceasta. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!